studiu, altă performanță pentru România. Am ajuns și în topul european al divorțurilor. S-a calculat că o relație de iubire durează la români în medie 9 ani. De ce oare? Ce creșim? Cine-i de vină? Nu se fac studii de fezabilitate înaintea căsătoriei? Nu se fac proiectele ca lumea? Ce se întâmplă? Răzvan Anghelescu a discutat aceste probleme cu prietenii lui de la Vax Populi. Stați aici, nu schimbați canalul, doar nu ne despărțim tocmai acum, când mai sunt câteva minute până la finalul acestei emisiuni. Vax Populi, iubiții noștri, iar după Vax vedem împreună și Focus Normal. Pupicei! De ce credeți că divorțează așa repede oamenii români? Din dragoste, de ce chestie? Nu știu, chiar nu știu. Iubesc prea mult și... Nu. Smechereală, nu știu. Relațiile durează din ce în ce mai puțin. Vă să întreb, de ce credeți că divorțăm așa de des, așa de repede? Pentru că ne place unul de altul. De ce nu mai rezistă iubirea foarte mult? Pentru că nu se mai înțelege unul cu altul. Poate unul calcă greșit, ălălaltul nu și nu poți să mai ierte. Și ălălaltul ar fi una dintre variante. Da. Cine așa nu dau mai mult? Cine e mai vinovat? Bărbatul? Bărbatul. De ce? Pentru că el e întotdeauna plecat de acasă, femeie casnică și... Credeți că soțul îmi permis să vă întreb, v-a înșelat vreodată? Am mai călcat drum? Da. L-ați prins? L-am prins. Și l-ați iertat? L-am iertat și după aia nu s-a mai putut. Ați divorțat de el sau? Nu, n-am divorțat încă. Da, nu știu cât o mai dura așa. De ce credeți că divorțăm așa mult? De ce nu mai durează foarte mult o relație de iubire între doi oameni? Pentru că sunt nesimțiți, probabil. De cine spuneți? De bărbat sau de... Și de unul și de altul. Probabil că el poate iubește sau ea poate iubește. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Păi în cauză că sunt și ele foarte rele. Femeile? Da. Și noi suntem. Cum e o femeie rea? Ce face greșit? Sau cum influențează o căsnicie? Influențează că acum s-au prostituat multe. Bărbații trimite la produs. Așa, da. Așa. Și asta e. Iubirea mai există, mai contează? Nu. Sunt toți reci. Oamenii se despart repede, se iubesc foarte puțin. De ce nu mai durează așa mult iubirea? Doar 9 ani se spune că durează în România o relație de iubire. Străine, tot exact cum ai țările străine, destramă familie. E una dintre cauze asta. Da, și este cam o cauză care chiar... se destramă pe fiecare an. Adică... Unul plecat. Și cel plecat... Cel plecat muncește pentru cel din țară, iar cel din țară face ce vrea. Infidelitățile în primul rând. Asta e. Și apoi nevoile de banii care nu mai sunt și nu s-a ajuns. De acolo încep discuții și tot felul de chestii. Și în rest, nu știu. Cu infidelitățile astea, cine credeți că e mai vinovat? Bărbatul, femeia, în cazul unui divorț, unui... Cred că e reciproc. Se înșală... Păi, capul meu, eu cred că e reciprocă treaba. Și ei și ele, în primul rând. Dar bine, hoțul ne-a prins în negustori chestii. Nu se împacă. Și nu trăiesc bine. Bea bărbatul său, o zgurnește, o bate. Asta se întâmplă și ajungem la... Da. Cine e mai vinovat, doamnă? Bărbatul, femeia? Păi bărbatul este, nu femeia. Ce face? Face numai rele. Din cauza prostituției. Adică? Corvele se duc după logodele. Spuneți că femeile sunt mai vinovate? Da. Vreau să întreb dacă v-a amenințat soția vreodată că divorțează. Nu, nici eu pe ea. De ce? Din păcate. Nu. Din păcate nu. Dar... Care e secretul sau ce? Dacă nu face pomeni. Care să fie secretul? Dacă e comunicare, înțelegere și asta e tot. Nu va veni niciodată să spuneți gata, divorțăm? Nu. Ați lăsat fiecare de la... De la unul, de la altul, lași. Altfel nu ajungem nicăieri. Vreau să vă întreb pe noastră dacă v-a amenințat vreodată soția cu divorț. Da, mi-a dat 2 palme odată, că a luat și stătea lângă cineva și a venit 3 fete și m-a luat de gât. Ce faci, Iulică? Când acolo așa, am tăcut în cură. Era târga cinea la... Și când acolo s-a tăcut de gură, ce să mai râdeau ăia de mine? Când acolo a tăcut de gură, ce să mai fac? V-a mai înșelat soțul? Păi, a avut destule. Îl iertați de fiecare dată? Păi îl iertam, că aveam 4 copii. Unde era să mai mă duc? V-a și lovit vreodată, a dat și dumneavoastră? De câte ori. Și acolo l-ați iertat? L-am iertat numai. Bună ziua. Trebuia să-l iertați, doamnă. Păi de. Dar iubirea cât a durat? Din momentul în care v-ați îndrăgostit, cât a durat iubirea? Păi de, cât am trăit. Nu trebuia să țudă el. Copiii ce le făceam? Că n-aveam și eu bani, n-aveam... El era tractorist. Și l-ați iubit așa cum a fost el, nu? Da, am stat cu el așa. De ce durează atât de puțin în ziua de astăzi iubirea? 9 ani? În ziua de astăzi, ăsta e tineretul, ăsta e lume. Sau... Cine credeți că-s mai vinovați în cazul unui divorț? Femeile, bărbații? Eu cred că amândoi. 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 Că nu tăbărăm pe femei sau pe bărbați. Amândoi. Că și femeia așa și bărbat. Credeți că de la înșelat se întâmplă multe divorțuri? Multe de la înșelat. Și multe și de neajunsuri. Neajunsuri. Spuneți că și femeia mai înșeală, mai... Mai înșeală. V-a amenințat vreodată soția cu divorțul? Nu, că eu nu sunt căsătorit. Nu ați fost niciodată? Nu, nu. De ce? Pentru că n-am fost momentul. Eu știu zile de la Dumnezeu lăsate. L-ați amenințat pe soț vreodată cu divorțul? Sau v-a amenințat soțul? Nu, pentru că eu am un bărbat de nota 10. N-am luat o palmă, dar el nu m-a jurat. Avem 24 de ani de căsătorie. Asta a durat mai mult iubirea, nu doar 9. Și am fost plecată și eu chiar în Italia. În Italia? În Italia. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Credeți că și-a făcut soțul de cap pe aici? Dar nu m-a interesat. Nu, nu sunt o femeie geloasă, nu este un bărbat gelos. L-ați iertat dacă ar mai greși? Da, da. De ce l-ați iertat? Pentru că îl iubesc prea mult. Și poate că altul mai bun ca el nu găsesc nicăieri.